Vă salut toată lumea, sunt Radu Hitler și astăzi vom face un episod de Scrack Mechanic. Astăzi vom juca primul nostru episod și încă un lucru, vă salut la o nouă serie. Asta va fi o nouă serie. Astăzi vom juca un joculeț care poți să faci dintre niște tancuri sau dacă ai vrea să faci și chestii de genul. Vedeți, uitați-vă. E, și ăsta a făcut tipul care a cu jocul, a pus mașină de asta și uitați-vă, vedeți cum merge. Merge destul de lent. Și asta ok, am uitat și de reclame. Doamnele reclame care ne supără cam tare. Am uitat de reclame, ok, oameni buni. Și văd că ne jucăm și noi Scrap Mechanic. Am zis și eu dau o încercare la joc, pentru că de ce nu. Ok, am dat și eu o încercare la joc. Și hai să ștergem astea, că văd că îmi laghează jocul. Abia nici bine am început intrat de joc și ne laghează. Mă mai laghează? Ia. Nu mai laghează, e bun. Înseamnă că vehiculul ăla e bun. Bine, are și culoare alb. Deci, dintr-o mașină, dintr-un tren și dintr-o chestie sau dintr-o, bă, nu știu, într-o casă, poți să faci ce vrei tu. Jocul ăsta este o bombă cu ceas, uite, șine de tren. Din șina asta poți să fac, uite, poți să fac, păi, poți să pun scaunul ăsta cu un motor. Motorul va putea sta aici. Practic, conectez etc. Și uite, să zicem că aici pun un motor, tot la fel. Dar motor cu, uite, cu roți. Și pun niște, iau un cub de piatră. Sper să o luat doar. Uite, pun, uite așa. Iau. Stați că am făcut o prostie. Iau piatra. Iau, uite așa, stați la că... Uite, facem așa. Uite, stați că jocul ăsta e și puțin băguit. În fine, am făcut atâta. Nu înțelegi să mai bugui jocul ăsta. Așa, iau motorul ăsta se motorul să se conecteze cu ăsta mai bine. E bine că am mai pus un cu motor și punem aici, da? Și uitați-vă. E, acum nu pot să dau mai încet și pot să dau la maxim. Uitați-vă. Vedeți? Și asta e tot mecanismul. Și asta să meargă ca nebunul. Bine, o să meargă la infinit, asta e bine știut. Și nu poți să faci mai tra chestii din astea, poți să vrei tu. Bun, asta ne luăm un cub. Uite, luăm un cub din ăsta. Cub, așa scrie și acolo. Da, am înțeles jocurile. Punem roată de tank. Așa. Luăm. Ce mai avem de luat? Luăm scaune. Mai luăm țevuște. Și luăm o manintuță și luăm un bec. De fapt scrie acolo, dar așa. Bun, ca să ne începem construcția, trebuie să facem un plan unde să ne lucrăm. Bun, facem atâta și ne înlugim. Uite așa. Nici prea mare, prea mic. Măcar să fie acolo ceva. Punem un bearing. Stați, un bearing. Da, chiar pune la acolo, pentru că jocul ăsta, dacă tu nu pui, am observat și știu chestia asta de când m-am apucat de joc, știu asta de mult, dacă tu pui niște chestii așa, nu le pui, adică jocul ăsta, dacă tu pui funcțiune la motor în spate, adică să meargă cu spatele, nu o să meargă bine, trebuie să le faci invers, adică am pus ăsta de cotit diferit. Ok, mai bine punem un cub, că... Puțin să joc jocul ăsta cu mine. De atâta, deci era de 3 și acolo de 3. Luăm. Iau atâta. Uite, de staturi de atâta. Și punem vreo 4. Deci punem vreo 4 rânduri. Vreo centimetru, 2, nu știu cât. Deci una, 2, 3, 4.
Și acum, ca să ne ridicăm mașina, că nu ai cum să ți-o ridici vreodată, așa deodată. Bun, așa să zicem noi, hai să punem și două faruri, nu? Hai să fie și fază lungă și fază mică. Și hai să punem și niște de astea. Punem aici. Mă trebuie să zice pun atâtea. Se vuștile la astea. Luăm telecomanda și ridicăm, așa putem să le ridicăm vehiculul. Îl putem juca cu dânsul, dar e treaba când trebuie să ne jucăm. Scrac mecanic, nu ne jucăm cu mașinuțele, știți cum e. Asta. Și în această seară o să construim ce vreți voi în comentarii. Puteți să construim, o să facem și un tren. Știu cum se face, dar e puțin mai complicat decât asta și... Na, să vedeți voi când o să facem trenuri. Uita așa. Și facem din două. Ca să și fie și joasă, fie și joasă. Stai că pun un cub. Mai bine pun ori și simplu clasic. Așa. Așa. Punem un bearing. Și punem, nu contează, aici asta va merge, adică într-un gen. Și vom pune ultima piesă, roțile. Da. Și ăsta e jocul, poți să faci ce vrei tu. Acum să-l văd pe Andrei Junior, mă mai copiază-te jocuri, că l-am văzut că mi-a luat niște Baby Yellow. Nu știu, mai bine l-o mai ajutam să fac canal de YouTube, deci în fine, hai să ne vedem de canalul nostru oricum. Bine, nu prea să vreau să mai ajut pe Andrei Junior, că cam este ajutat cam mult și că ne-a ajutat un YouTuber de vii tu pop, nu de vii tu popular, și devine el. Și mai bine nu mai joc cu dânsul și îl lăs așa să descurce singur canalul, că pe nu mă mai interesează. Motorul nu știu unde să-l las. Dacă îl punem, cred că am o idee să-l punem într-o așa râră. Dar nu știu acum când o să mergem într-o zonă de asta mai ridicată, stăm cu motorul așa urât. Mai punem scaunul de șef. Arată mai e bun. Conectăm. Acum prima și prima chestie, conectăm chestiile de cotat. Înțelegeți? Și noi o să punem viteza motorului în față. Așa. Măcar manetele să fiu conectate, două măcar. Bun. Și acum ne punem viteză la motor, punem vreo 7 cel mai bun. Și să ne uităm, ok, cotește bine, hai că am avut un... Bune. Ok, jocul ăsta vă că dă reclame sațule, că noi... De acum sper să nu mai dă reclame, nu știu de ce niște reclame așa, nisemțite îmi dă de Xbox, așa. Super, bravo Radule, ai distrus ăsta. Punem așa, era invers bearing-ul ăla. Și acum va merge. Dar acum dacă mă întreabă cineva, să am cu niște peanjeni. Bine, să am cu un peanjen ăsta. Și jocul nu se face seara, dacă ai vrea tu să faci, dar nu știu, setarea bine zisă. Vedeți? Și merge. Okay, what the fuck? Ok. Și pe ăsta e vehiculul, dacă zicem că vreau să-l iau cu ăsta, s-o conectat. Nu, 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 nu. Ca să-l desconectez, ei tragi de la asta și așa se desconectează. De fapt, fie la 1, e partea 1, adică e faza 1, faza mică și faza mare. Ok. Acum nu înțeleg de ce nu e de la mașină, să știți că pui așa mai glitchim o jocul ăsta. Na, trebuie logic să punem în spate viteza, dar... Așa. Una să mai vedem. Și uite, fază mică. Bine, lumina nu prea vie așa... Slamdi, așa faină. Punem faza lungă. Vedeți?
Lumina nu prea funcționează, nu ți nici nu prea cotește. Cotește, dar foarte greu. Vă dați seama că noi să ne facem tank? Că noi să ne putem face și ce vrem noi, adică e joc. Adică știu să mai fac, știu să fac tankuri, dar e puțin mai complicat dacă mă întreabă cineva. Dar nu mai țin minte nicio foarte bine, să știți că am jucat jocul ăsta, dar am lăsat de dânsul că era, devenea să rămân fără idei și na. Când îl ieși de un joc, știți de ce? Bine, seria era mai apreciată și pe aia pe vechiul canal am început să mai atunci să-l mai joc. Dar nici chiar așa am fost, nu a fost cel mai apreciat. Bine, a fost apreciat pentru începutul. Bine, am avut un început destul de pro și jocul ăsta cred că mi se pare că dânsul m-a făcut să fiu puțin mai bun. Aici vom pune toate la full și vă arăt că pot să și tankuri. Și o să-i fac o chestie. Așa. Și acum maneta asta va fi atrasă. Și acum și uitați-vă că nu o să ne uităm de ăsta, că ne cotim. Trebuia fi invers, stai. Stai ăla că stai. Fi invers. A, așa e mai bine. Când tragem, mare headshot. Asta-i tăugată destul de rece, nu-i din mult, dar bine, poți să dai și rapidă, dar când dai rapidă devine mult mai grea de controlat. Și dacă o să vreți să facem chestii din această serie, că vedeți că sunt permit timpul, o să mai cercăm, cum îi zice, chestii făcute de comunitatea jocului. Și să le cercăm. Și să vedeți că sunt multe mașini care poți le ai. Și vedeți că sunt multe șmechere. Nu? Da. Dacă v-a plăcut episodul acesta, ziceți în comentarii dacă v-a plăcut, dacă doriți să ne reînfiem cu această serie, că n-am avut timp dat anul când am mai făcut. Vă că ne-am blocat deja. Da, ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut acest episod, am fost Radu Hitler și v-am lăsat. Pa! Nu uitați de like și subscribe.